Bine v-am găsit la episodul cu numărul 10. Încet, încet ne apropiem de final. Mai am câteva săptămâni până când o să nasc. Nu știm încă cu exactitate data, dar săptămâna viitoare o să fixăm și data exactă. Acest episod o să cuprindă din nou jurnalul sarcinii cu care v-am obișnuit deja. O să fie un episod în care discut despre unele probleme care mi-au apărut pe ultima 100 de metri, să zic așa. Câteva imagini, poze, videouri de la petrecerea de baby shower. Am primit multe cadouri, o să vedeți cum a decurs petrecerea și le mulțumesc tuturor celor care au organizat. Și pe lângă acestea... Eu sunt în perioada în care filmez programul de antrenament Get Fit. Am să vă prezint în acest episod și felul în care îmi pregătesc eu mesele, pe mai multe zile când este nevoie. Această filmare este făcut în timp ce filmam, erau și băieții care pregăteau videourile pentru antrenament. Și lumea în ziua de astăzi se confruntă cu mare problemă, cu așa numită coronavirus. În momentul de față, sălile sunt închise, toată lumea se stă acasă cât pot de mult, se cam feresc. Nu știm exact cum o să evolueze, să sperăm că o să dureze cât mai puțin. Challenge-ul nostru se oprește aici. Eu am îngrășat 18 kg aproape. Tima a ajuns acum la 20, destul de mult, în vedere și problemele pe care le are. O să ne oprim aici, în vedere că nu are rost să ni se forțăm mai mult să mai tragem. Suntem și pe ultima 100 de metri. Da. Și parcă mi-aș fi dorit acum să fi ajuns la 100, că eram 100 de aproape. Chiar dacă de multe ori seara dacă mă cântăream, aveam mult peste 100, aveam și eu împrins maxim 103,5. Însă dimineața pe stomac cu gol, 98 am avut maxim cât a fost. Ca și challenge, am încercat să mă îngraș deodată cu Timea cât a pus și ea în sarcină. Am trecut acum pe ultima 100 de metri. Și sperăm să revină totul în lume la normal, să ne urmăriți și în continuare. O să mai avem de făcut doar un episod, ultimul episod ne gândim. Urmează săptămâna viitoare să stabilim data nașterii. Și în ultimul episod sperăm să fie totul în regulă și să vi-l prezentăm și pe ăsta micu. Urmăriți-ne în continuare. Bine v-am găsit la jurnalul sarcinii. Ne revedem după mai bine de 3 săptămâni. A fost o perioadă în care s-au întâmplat destul de multe lucruri, să zic. După cum bine știți, sunt deja pe ultima 100 de metri. Am intrat în 34 de săptămâni. Chiar pentru mine este ultima 100 de metri, deoarece data trecută vă ziceam că urmează să hotărăsc cum o să nasc. Nu eu personal, ci împreună cu medici, evident. Și sunt câteva informații prețioase, să zic așa, pe care să trească să vi le dau în acest episod. Cred că o să mai apuc să fac un episod până când o să nasc. Și o să fie episodul și final cu poze cu bebe. Mai vedem până atunci. Depinde cum e starea mea. În ultimele săptămâni am fost răcită, 2 săptămâni legat, am răcit, am încercat să mă tratez inițial cu timp de săptămână cu paracetamol, după care, datorită faptului că nu reveneam, am intrat pe antibiotic, nu am mai mers nici la sală, am întrerupt complet activitatea în sală, tocmai din acest considerent, pentru că intram în contact cu foarte multă lume și imunitatea mea fiind destul de scăzută în perioada asta, era destul de periculos. Până la urmă m-am pus pe picioare, mi-am revenit cu răceala după 2 săptămâni în care am tras continuu. În momentul de față mă simt bine, însă au mai apărut câteva mici probleme, să le zic așa. Am început să am tensiunea mare. Am descoperit asta datorită faptului că mă tot plângeam în continuu. Cred că și în celălalt episod am zis că mi se umflă în continuu mâinile,
picioarele, fața, mă simt foarte umflată. Și nu era vorba de la de doar de apă. Beau foarte multă apă, beau aproximativ între 3 și 4 litri de apă pe zi, ceea ce e destul de mult. Nu mai fac niciun fel de efort, stau doar acasă și mai ales în perioada asta de isterie, să zic așa, cred că cel mai bun lucru pe care pot să-l fac e să stau în casă, închisă în casă. Cel puțin pentru mine și pentru bebe, asta e decizia cea mai sănătoasă. Dacă e să mă protejez cu mânuși și mască, însă încerc să nu iau contact cu foarte multă lume în perioada asta. Bun, ziceam în felul următor că am început să am probleme cu tensiunea. Am descoperit chestia asta plângându-mă că sunt umflată, că mă umflu foarte mult și mi s-a recomandat să încep să-mi iau tensiunea seara, dimineața, la prânz. Și am descoperit că aveam tensiunea destul de mare, peste 140, ceea ce e deja hipertensiune. Am început să iau tratament pentru tensiune, chiar aici am Dopegit, se numește medicamentul pe care îl iau. Iau de aproximativ o săptămână, de 3 ori pe zi. Nu mă simțeam rău nici înainte, nu mă simt rău nici acum. Nu pot să zic că datorită faptului că aveam tensiunea mărită, aveam amețeli sau dureri de cap sau alte simptome. Nu, chiar deloc. Puțin am observat la condus că am vederea încețoșată. Poate să fie unul dintre simptomele sarcinii din ultimul trimestru, să zic așa, unele modificări, însă se pare că datorită faptului că aveam aveam tensiunea crescută și acesta este un lucru care ți le afectează, și anume vederea care îți rămâne încetoșată. Momentan sunt pe tratament și o să vedem cum decurg lucrurile mai departe. În ceea ce îl privește pe bebe, e bine, are undeva la 2,2 kg, aproximativ 45 de centimetri ar trebui să aibă în perioada aceasta. Crește în mod normal, are o curbă de creștere normală, potrivită unui copil de 34 de săptămâni, așa că nu avem de ce să ne facem probleme. Are din ce în ce mai puțin loc în uter, așa că mișcările sunt intense, însă nu atât de dese pe cum le simțeam înainte. Urmează să nasc prin cezariană. Am decis asta împreună cu medicul anestezist și cu medicul ginecolog care mi-a urmărit sarcina toate aceste 8 luni. Am decis că o să nasc prin cezariană datorită faptului că anestezia ar putea să îmi cauzeze, să zic, anumite dificultăți din punct de vedere cardio respirator și cardiovascular și având unele probleme, mici probleme, e mai bine să nasc prin cezariană și să nu mă supun efortului nașterii naturale. E o decizie neașteptată care am avut nevoie de câteva săptămâni să o diger, să zic așa. Îmi doream foarte mult să nasc natural, însă în momentul de față Am înțeles că e cel mai sănătos și cel mai ok așa, atât pentru mine cât și pentru bebe Tim. Deci așa va rămâne. Nu am decis încă data exactă. Urmează săptămâna viitoare să merg la control și vom decide exact când. Oricum, de la 38 de săptămâni se poate face cezariană oricând, 38 spre 39, deci odată ce ai împlinit 38 se poate programa în orice moment.
Deci nu am decis data, urmează să vedem, pentru că pică undeva în aprilie, sunt și Paștile, mai e și nebunia asta cu virusul, care nu știm exact cum o să se termine sau cum va continua. Așa că urmează să decidem împreună cu medicul ginecolog exact data. Oricum, depinde și de felul în care reacționez eu în următoarele săptămâni la tratamentul pentru tensiune. E foarte important, pentru că dacă nu reușim să ținem tensiunea la un nivel optim și prin tratament, evident, să ameliorăm puțin situația, atunci s-ar putea să se intervină puțin mai repede și să fie o cezariană de nevoie făcută mai repede. Vom vedea. Ca să trecem, să zic așa, la evenimente mai vesele, am avut petrecerea de baby shower. O să vedeți și câteva imagini și poze de la petrecere. Am primit foarte multe cadouri. Am terminat lista de cumpărături pentru copil. Cred că le-am bifat pe toate, dacă nu mă înșel. Nu cred că mi-a scăpat ceva. Probabil că n-am găsit ceva și cred că este un lucru care nu l-am cumpărat. În rest, marea majoritate sunt deja pregătite. Urmează să fac și bagajul pentru maternitate. Nu voi avea nevoie de foarte multe lucruri, deoarece cum o să nasc la privat, nu ai nevoie să-ți duci decât hainele cu care le scoți pe copil din spital, haine pentru tine să ieși din spital și o trusă de igienă personală care conțin produse de igienă personală doar pentru tine și atât, nimic pentru copil. Așa că nu o să am foarte multe de pregătit, dar urmează, în săptămânile care urmează, să mă ocup și de asta. În rest, ultimele pregătiri de așezat prin sertare pentru bebe, toate lucrurile la locul lor. Urmează să fac și asta în săptămânile următoare. O curățenie generală pentru a-l aștepta pe bebe timp. În afară de problema cu răceala, tensiunea, în ultimele săptămâni m-am simțit bine. Nu m-a mai durut atât de rău spatele, surprinzător. Probabil și datorită faptului că dacă n-am mai mers la sală, am dormit destul de mult. Am stat mult în pat, m-am relaxat și nu am avut o presiune atât de mare pe zona lombară cum o simțeam înainte, sau cel puțin când stăteam câteva ore în picioare la sală, mă resimțeam. Acum, de când stau acasă, dorm, pot să dorm și 12-13 ore pe noapte sau de seara până dimineața, mă trezesc la ora 10-11, fără nicio problemă. Nu sunt una dintre graviduțele care au probleme cu insomnii, să zic așa. Chiar nu mă pot plânge. Dacă din 7 zile, probabil o noapte am avut insomnie, deci e destul de ok, e destul de bine, pot să dorm și mă odihnesc și mă bucur de lucrul ăsta, pentru că după ce o să vină bebe, o să fie puțin mai greu cu somn. În afara faptului că continui să fiu umflată la mâini, picioare, față, că nu mă mai încape aproape nimic din garderobă și abia aștept să-mi revin la forma inițială, că mi-e puțin frică de operația de cezariană, însă sunt sigură că va fi bine și că o să trecem și peste asta. Cam acestea sunt noutățile din ultima perioadă. Cu acidul la stomac, mai vreau să zic ceva, încă îl resimt noaptea de cele mai multe ori. Mă ridic, folosesc mai multe perne pentru a sta într-o poziție puțin mai ridicată cu partea superioară a corpului. Cam atât. Nu prea ai ce să faci în perioada asta. Pot să mănânc orice, nu am probleme cu mâncatul, nu am grețuri, nu mai am vărsături, nu simt absolut nimic de genul. Per total, acum că mă aflu pe ultima 100 de metri, o să zic că până pe la
6 luni, 5-6 luni, pot să zic că nu n-am simțit că am fost însărcinată, în ghilimele. N-am avut nicio problemă și m-am simțit bine. Ultimele luni, de la 6-7 luni încoace, le simt destul de grele, poate puțin mai grele decât mă așteptam să fie. Așadar, dacă ar fi să-mi descriu sarcina în câteva cuvinte, aș zice o sarcină cu mult somn, multe murături, fără probleme majore, fără contracții și dureri insuportabile până la urmă, cu mai puțină mișcare decât credeam că o să fac. Asta e adevărul. Săptămâna trecută am făcut o oră de yoga, după care m-am simțit foarte bine. Am făcut atât cât am putut, nu m-am forțat, evident că sunt la yoga câteva mișcări pe care nu am reușit să le fac datorită schimbării centrului de greutate și datorită faptului că nu mă pot lăsa complet pe abdomen, dar m-am simțit foarte bine după și m-am bucurat că am mers la această oră de yoga. Am făcut poze multe în sarcină și chiar recent am făcut o ședință foto maternity, de la care abia aștept să primesc pozele și să le pot împărtăși cu voi și să le pun și pe Facebook și pe Instagram și pe toate paginile mele. A fost o ședință foarte frumoasă și mă bucur că am făcut-o, pentru că sunt amintiri unice care îți rămân în viață și o să-mi amintesc cu drag de perioada asta peste câțiva ani, chiar dacă acum sunt așa un pic depresivă datorită faptului că corpul meu a luat-o complet razna. E destul de greu, să fiu sinceră, pentru un antrenor de fitness să treacă prin schimbările astea atât de bruște și schimbări care până la urmă nu depind de mine personal, pentru că atât retenția de apă, cât și faptul că mă umflu și că depozitez lichide și așa mai departe, nu depind de mine. Repet, beau apă, elimin apă și cu toate astea rețin apă. E un proces destul de interesant, chiar dacă întotdeauna le ziceam și clienților mei să bea multă apă ca să elimine apă și așa mai departe. E o chestie foarte interesantă, am să zic că sunt bătută cu propriile mele cuvinte. Ei bine, cam asta e sarcina până la urmă. Cu siguranță în momentul în care o să îl văd pe o să uit de toate problemele. Sunt zile și zile, momente și momente peste care o să trecem cu bine. Și cam atât, urmează să ne vedem în următoarele săptămâni. Sper să anunț data oficială când urmează să nasc. Cam atât pentru astăzi. O să ne revedem în episodul următor cu, sperăm, cu vești bune, atât despre mine cât și despre bebe. Și să rămâneți alături de noi în continuare, să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube, pe paginile noastre de Facebook, cu un like, cu un share la acest clip. Ceva legat de sală, bebeluș, sală, ceva amuzant. Ok. Tot cu amuzant, drăguț. Și ăsta e drăguț, adică nu e... Și ăsta e drăguț, nu pot să fie așa.
Poți să continui. O să întreb dacă au fost pe listă. Nu, nu e pe listă. Ah, ok, deci nu e pe listă. S-a supărat. Nu, no, nu. Pentru că mi-am tăiat lucrurile care puteam să le zic, știi? Hai să-mi gându-te oa și mă luat asta și așa din schemă. M-a scos din schemă. M-a scos din schemă. M-a ceva. O scrie bani pe prostii. Nu știu. E cam gras acum, dar o să slăbească. Am zis că vara bordul M. A mea sau? A ta. Ne rii al boss! Ok, da, așa este. Și the new boss. Să ducem pe prima dată cu un plan, prima dată m-am gândit când am timp să gătesc și când o să mai pot să gătesc iară. După ce mi-am stabilit pe câte zile trebuie să-mi fac mesele, mi-am stabilit mesele care vreau să le fac și mi-am calculat, practic cu gramajele, să văd exact pentru nevoile mele cât am nevoie să-mi pregătesc. După care mi-am făcut o listă de cumpărături, am fost la cumpărături și acum am apuc de treabă. Vreau doar să specific că de obicei nu-mi place să-mi fac mesele de mai multe zile și că îmi fac timp pentru chestia asta. Cred că nu-mi place să mănânc mâncarea de a doua zi, să zicem, sau mâncarea mai veche. Îmi place să fie cât mai proaspătă mâncarea și îmi fac timp pentru chestia asta pentru că înțeleg beneficiile și că rezultatele de aici sunt bine. Vreau să tai cartofii și se pun în tabla făcut. Cuptorul între timp se încălzește și pun doar un pic de ulei de cocos și prea. Tu o să-i tai, o să-i las cu tot cocosul să-i pun. Cele patru ochiuri, două sunt la fiert, orezul la fiert, legumele la fiert, iar cealaltă două, pus doar ulei de cocos și preiat. Într-una o să punem fileul de ton, iar cealaltă o să merg să tai puiul și să-l pun în tigaiele. Puiul, orezul din ea strigat la fier și legumele mai multe. Mă umplu în cuptor. Am început să fac cu cartofii. Între timp pregătesc caserolele. Terminar
casserole, dărit înainte să o fierb, 175 de grame pe porție, dar acum am întors în aproximativ 3 casserole. Puiul e fermentată, cum s-a eliberat un coș de pită, o să punem din nou la fel. Quinoa, lângă care îmi pun niște castravete murați, fac murăturile, să am și murături în alimentație. Și avem așa. Vita, quinoa, castraveți, file de ton, portobello, sparanghel, pui orez și broccoli. Astea sunt câte 3 mese pentru 3 zile. Le-am făcut cât mai diversificate, având în vedere că o să mănânc același lucru 3 zile. Prefer să nu fie și toate cele 3 mese și același lucru să mănânc acele 3 mese. Dacă îmi fac doar mesele pe o zi, probabil o să-mi fac doar dintr-un singur fel. În următoarea zi o să-mi fac doar din celălalt fel. Și asta e o chestie doar de comoditate. Dacă nu fac pe mai multe zile, încerc să diversific cât mai mult. Acestea sunt doar mesele principale. În funcție de macronutrienții mei și de necesarul meu caloric, așa mi-adaptez și restul gustărilor. Aici o să am în fiecare zi câte un fresh din 2 portocale și un grapefruit. O să am o servire de nuci, un iaurt grecesc și o banană. Și pe lângă asta mai am și micul dejun pe care o să mi-l fac de fiecare dată acasă, pentru că tot timpul sunt dimineața acasă. Și shake-urile din timpul zilei și gustarea de după antrenament. Acesta a fost episodul cu numărul 10. Mulțumim că ne-ați urmărit. Urmează să mai facem un episod care va fi, se va naște și ăsta micu, sperând că o să vi-l și arătăm. Mulțumim frumos! Să ne susțineți în continuare cu like, share, apăsați clopoțelul pentru a primi notificări.